Un sfârșit de săptămână grozav, armonie pe cer. Pentru noi, căldură, bonomie. Trecem cu ușurință peste eventuale neajunsuri recente și privim spre viitor, căutăm soluții, rezolvăm. Bineînțeles, ne bucurăm de timpul petrecut alături de cei dragi, de familie, de prieteni. Iată geanțastele pentru cele 12 zodii. Perbec. Ați putea porni destul de devreme de acasă să faceți un tur al împrejurimilor sau să ajungeți la rude și prieteni cărora le-ați făcut o promisiune. Veți fi încântați de cumpărăturile făcute, mai ales ceva pentru ținuta voastră, pentru sărbători sau pentru întâlniri oficiale. Taur. Ambiții și planuri mari pentru o perioadă mai lungă, iar pentru ele aveți nevoie de sănătate și de energie. Se poate să vă alegeți acum, pentru o perioadă poate, o dietă ce favorizează detoxifierea, o digestie ușoară. Veți observa schimbări chiar și în starea de spirit. Gemeni. O perioadă fertilă în planul căutărilor intelectuale. Veți face niște descoperiri interesante, vă veți confirma niște presupuneri sau veți renunța la niște certitudini. Anturaj plăcut și veți avea șansa să dezbateți subiecte arzătoare, să aflați lucruri interesante. Rac, n-o fi grabă, dar vești legate de oportunități în sfera profesională vă pun pe gânduri. O zi deosebită pentru copii sau pentru cei care sunt în căutarea unui sfat, a unei mângâieri sau vor să treacă peste momentele dificile ale unei relații. Leu, vă concentrați asupra unor descoperiri personale pe care ați făcut-o recent. Contemplați orizonturile care vi s-au deschis. Se poate să deschideți sub formă de glumă subiecte mai serioase și veți fi surprinși de bogăția răspunsurilor primite. Fecioară, întâlnire neașteptată, căreia îi veți face față cu eleganță. Se poate să reînnodați o relație de prietenie, să lămuriți un incident mai vechi și să mergeți mai departe. Surpriză de zile mari pentru cei care sunt singuri actualmente, revăd pe cineva care le-a dat fiori nu de mult. Balanță. Subiecte de discuție neașteptat de interesante la o întâlnire cu prieteni sau cu colegi, poate o convorbire telefonică lungă și densă. Veți pune la cale o revedere cât de curând, când vremea vă va oferi condiții de relaxare, refacere, mișcare în natură. Scorpion, veți îmbina putilul cu plăcutul, îi impresionați pe ceilalți cu ceva realizat de mâna voastră, mai mult în joacă și într-un timp foarte scurt. Preocupare pentru sănătate, a voastră sau a familiei, veți da credit unor rețete sau ingrediente de care ați auzit recent și va fi o încântare. Săgetător, revedere plină de emoții și de satisfacții sufletești. Aveți acum timp să puneți pe tapet situații care v-au marcat la un moment dat și veți primi răspunsuri nebănuite spre liniștea voastră. Zile excelente să strângeți relații de familie, de prietenie, să vă mângâiați sufletul. Capricorn, amintiri, gânduri, griji vă preocupă în această perioadă. Sunteți în căutarea unui fir care s-a întrerupt cândva. Ore petrecute în mijlocul naturii, pe drumuri de munte sau pe aleile unui parc sunt variante minunate să vă recuperați forțele și liniștea. Vărsător, veți redescoperi puterea unor gesturi mici, dar de efect. Veți fi mirați de răspunsul primit din partea tovarșului de viață sau a cuiva drag. Vervă, inspirație deosebită, impresionați printr-un talent artistic sau printr-o declarație de dragoste. Pești, un moment de echilibru, sufletesc și mental, o iluminare. Renunțați la niște utopii în favoarea unor ținte realizabile ce rezonează foarte bine cu dorința sufletului vostru. S-ar putea stinge o dispută mai veche, încearcă cineva să reia o relație cu voi, după explicațiile de rigoare. Să avem o zi bună!